probleme la o secție de votare din Bistrița, unde un alegător nu a putut opta pentru 4 candidați. Este vorba despre secția numărul 31 de la Școala Generală numărul 4 din municipiu. Cetățenii trebuie să pună ștampila pe 3 buletine de vot, pentru primar, pentru consilierii locali și consilierii județeni. Problema de la secția 31 e legată de buletinul de vot pentru primar. Dintre cei 10 candidați pentru funcția de primar al Bistriței, doar 6 apăreau pe lista dintr-un buletin de vot. Acesta a fost un caz izolat, un singur buletin de vot fiind găsit incomplet și anulat imediat. Alegătorul respectiv a primit altă listă pe care să pună ștampila, completă de această dată.